Poruncile tale nu le-am uitat, aleluia.
viața niște ieri, prin mutați la viața cea nemărânitoare și pururea veșnică Sfinților, aceluia cu din adinsul mucenicilor vă rugam să ne dăruiască nouă deslegare datorilor. Bine ești cuvântă, Doamne, învață-ne pe noi îndreptările tale. Trecându-i cu îndurarea ta greșelile și dăruindu-i odihna. Doamne, odihnește cu dreptul pe adormitul robul tău. Imediat dintre oameni n-a fost fără de păcat, fără numai tu, cel singur fără de moarte. Pentru aceasta, pe robul tău, schimonaful Serafim, ca un Dumnezeu îndurat, așează-l într-o lumină împreună cu cetele îngerilor tăi, trecându-i cu milostivirea ta fără de legile și dăruindu-i lui odihnă. Doamne, odihnește cu dreptul pe adormitul robul tău. Păgăduințele tale, Mântuitorule, cele mai presus de cele văzute, pe care ochiul nu le-a văzut, urechea nu le-a auzit și la inima omului nu s-a suit, Stăpâne, binevoiește ca acela ce s-a mutat la tine, schimonacul Serafim, să dobândească împărtășirea lor cea prea dulce după multă îndurare ta. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Roagă pe Hristos, Fiul Tău, Maică Fecioară, să dea iertare de greșeli cuviosului Părinte Serafim, celuia ce te-a mărturisit cu bună credință și cu cuvânt adevărat te-a propovăduit pe tine de Dumnezeu Născătoare, ca să nu învrednicească de strălucirea și de veselia Sfinților într-o împărăția sa. Spre ce ochii mei ridică, spre tine cuvântule, milostivește despre mine ca să fie sie. Miluiește-ne pe noi cei ce greșim ție mult într-o ceasul, o Hristos al meu, și ne dă chipuri mai înainte de sfârșit să ne bucurim. Și moarte de bunăvoie ai primit. Pentru aceasta ne rugăm milostivirii tale. Arată moștenitor împărăției tale cu viosul schimonah Serafim ce cu credință s-a mutat la tine și îl învrednicește de frumusețea ta cea prea dulce, iubitorule de oameni. Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tu, curată luând asupra datoria strămoașă Eva, ai zămislit pe Dumnezeu care ne dăruiește nestricăciune și înviere credincioșilor și încununează cu slavă nemuritoare pe cei ce demăresc pe tine, pe care le acum nu înceta rugându-l să așeze pe acesta într-o lumină strălucirii sale dumnezeiască mireasă. Robia Sionului tu ai scos din Babilon și pe mine din patim la viață mă zace cuvântule. Cei ce seamănă în austru cu lacrimi dumnezeiești se cera vor spice cu bucuria vieții cele veșnice. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului și în vecii vecilor. Amin. Sfântul Duh este toată bună dăruire, căci cu Tatăl și cu Fiul împreună strălucește, pentru care toate viază și se
viața și moștenirea desfătării, celor ce cu credință și cu dragoste te laudă pe tine, unule mult milostivie. Pentru aceasta strigăm ție, Hristoase Dumnezeule, pe acesta ce s-a mutat de la noi, odihnește-l, unde este locașul tuturor celor ce se veselesc într-o tine, ca să slăbească Dumnezeirea ta. Doamne, odihnește cu drepții de-a adormitului robul tău. Cel ce e singur, milosiv și îndurat, care ai noi ani cuprins de bunătate și cunoști firea omenească pe care ai zidit-o, pe tine te rugăm, Hristoase Dumnezeule, pe acesta ce s-a mutat de la noi, odihnește-l, unde este locașul tuturor celor ce se veselesc într-o tine, ca să slăbească Dumnezeirea ta. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh! A dormit în mormânt ca un om, cu puterea ta cea nebiruită, ca un Dumnezeu, a înviat pe cei ce dormeau în morminte, care fără încetare aduc ție cântare. Pentru aceasta strigăm ție, Hristoase Dumnezeule, pe acesta ce s-a mutat de la noi odihnește, unde este locașul tuturor celor ce se veselesc în tine, ca să slăbească Dumnezeirea ta. Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Pe tine, născătoare de Dumnezeu, toți te știm păclii înțelegătoare, purtătoare de lumina Dumnezeirii ce s-a împreunat cu grosimea ființei omenești. Pentru aceasta roagă pe Fiul tău și Dumnezeu, pe acesta ce s-a mutat de la noi să-L odihnească într-o desfătare, unde este locașul tuturor ce se veselesc curată, ca să te mărească pe tine ceea ce ești cu totul fără prihană. Din tinerețile mele, multe vadim se luptă cu mine, și Iisus mă sprijinește și mă mântuiește mântuitorul meu. Pace tuturor! Și Duhului vostru, preasfințite stăpâne, fericită este calea în care merge astăzi suflete ca să agătiți loc de odihnă, către tine, Doamne, voi striga înțelepciune. Din Epistola Antică către Tesalonicenea Sfântului Apostol Pavel, citire. Să luăm aminte, Domnului fraților, despre cei ce au adormit, nu voim să fiți în neștiință, ca să nu vă întristați, ca și ceilalți care nu au nădejde. Pentru că de credem că Iisus a murit și a înviat, tot așa credem că Dumnezeu pe cei adormiți întru Iisus să-i va aduce împreună cu El. Căci aceasta vă spunem după cuvântul Domnului, că noi cei vii care vom fi rămas până la venirea Domnului, nu vom lua înainte celor adormiți, pentru că însuși Domnul, într-o poruncă, la glasul Arhanghelului și într-o trâmbița lui Dumnezeu, se va pogoră din cer și cei morți într-un Hristos vor învia întâi. După aceea, noi cei vii care vom fi rămas, vom fi răpiți împreună cu ei în nori, ca să întâmpinăm pe Domnul în văzduh și așa pururea cu Domnul vom fi. Pace ție, Cititorule! Și Duhului vostru, preasfințite stăpâne, aleluia, aleluia, aleluia! Înțelepciune drept să ascultăm în Sfânta Evanghelie. Pace tuturor și Duhului tău. Din Sfânta Evanghelie de la Ioan citire. Salomă către iudei care veniseră la dânsul. Adevărat, adevărat vă spun vouă, cine ascultă cuvintele mele și crede în Cel care m-a trimis pe mine are viață veșnică. Și la judecată nu va veni, ci s-a mutat din moarte la viață. Adevărat, adevărat, vă spun vouă că vine ceasul și acum este, când morții vor auzi glasul Fiului lui Dumnezeu și care vor auzi, vor învia. Căci precum Tatăl are viață în sine însuși, așa i-a dat și Fiului să aibă viață în sine însuși,
și a dat lui putere să facă judecată, pentru că este Fiul omului. Nu vă mirați de aceasta, că vine ceasul, că toți cei din morminte vor auzi glasul lui, și vor și cei care au făcut cele bune spre învierea vieții, iar cei care au făcut cele rele spre învierea osândei. Nu pot eu să fac de la mine nimic precum aud judec, dar judecata mea este dreaptă, pentru că nu caut voia mea, ci voia Tatălui meu care m-a trimis. Slavă ție! Spre cuvântare de mărire și bună cuvință a slavei împărăției tale, ca să-l aduci pe el după chip și asemănare, iar că porunca învățăturii tale, împărtășit în timpul tău și nepăzindu-l și pentru aceasta, ca să nu fie fără de moarte răutatea, iubire de oameni ai poruncit împreunării și amestecării acestea și negrite tale legături acestea ca un Dumnezeu al părinților noștri. Prin vrerea ta cea dumnezească să se taie, să se începească, iar sufletul să se mute acolo de unde mergi, a fi doar până la ușească amere, și trupul să se risipească într-o acelea dintr-o care este alcătuit. Pentru aceasta ne rugăm ție, Părintele cel bun de început, și unde născă Fiului tău și vrea sfântă de rubință, și făcătorului de viață să avem tău. E preoții amărâți și de la dâns s-a luat legătură de dezlegată, sau în grea frisane la chereu a căzut. Din nebăgare de seamă, din lene să-mi n-a dobândit tăciune, iartă-mi pe acestea pe mine păcătosul și nevrednic cu robul tău. Și trupul lui, adică, îl dezleagă în pământul din care a fost alcătuit, iar sufletul lui îl așează în cortul Sfinților. Așa, Doamne, Dumnezeu nostru, Cel ce ai dat această putere Sfinților și Dumnezeieștilor apostolei tăi, ca să dea iertare păcatului și ai zis, oricât îi veți lega, veți deslega, să fii legate și deslegate. Și prin trunchi și nouă păcătoși, ne-ai dorit această putere, desleagă pe adormitul robul tău, schimonacul Serafim, de păcatul cel sufletesc și trupesc, și să fie iertat și în viacul cel din acum și cel ce va să fie, pentru rugăciune prea curate și pururea fecioare mai citare, ale tuturor Sfinților tăi. Amin. Amin. Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Stăpâne mult milostivit, Doamne Iisuse Hristos, Dumnezeu nostru, care după Sfânta Înviere Ta cea de-a treia zi, ai dat Sfinților tăi ucenici și apostoli, cheile împărăției cerurilor și cu harul tău le-ai dăruit puterea de lega și a deslega păcatele oamenilor ca să fie legate în cer, câte de dânsii s-au legat, așa de să fie deslegate în cer, câte de dânsii și pe pământ s-au deslegat. Cele ce ne-ai învrednicit și pe noi, smeriți și nevrednici, prin iubirea ta de oameni, cea negrăită, a fi următori puterii celei date. Ca să lege și să dezlege păcatele celor căzuți. Și de la dânsii asemenea și noi am primit puterea să o facem. Să dește pe tine, preacuvioase Părinte, Schimonac, Serafim, de tot ce ai greșit în viață, ca om și ca monac, cu voie sau fără de voie. Acum, oameni, rog,
monahul Serafin, într-o neamne ce l-a dormit, în loc luminat, în locul verdeastră, în o deodină, de unde a fugit toată durerea, întristarea și suspinarea. Și orice greșeală să vă citim cu cuvântul, cu lucru sau cu gândul, ca un Dumnezeu bun și iubitor de oameni, iartă-L pe El. Dumnezeu să ierte! Că nu este om care să fie vin să ne greșească, mai tu singur ești fără de păcat. Dreptatea ta este dreptate, veac și cuvântul tău adevărul. Domnului să ne rugăm! Hristoase, Dumnezeu nostru, știi, slavă-ne Tău! Împreună și Părinte, Tatăl, Părinte, prea Sfântul și Domnul și viață, cu pe Domnul Tău, acum și cu durea Sfântului și vecilor. Această vârstă ca monah îmbunătățit,
prin simplitate, sensibilitate, cumințenie, omenie și foarte mult bun simț. Virtuți care astăzi, din păcate, se întâlnesc din ce în ce mai rar. Păcate în noi. Suntem încredințați că astăzi, ostașului Hristos, pentru modul în care și-a împlinit ascultarea în slujirea mănăstirii și implicita lui Dumnezeu, va primi un loc bine meritat, după cuvântul lui Dumnezeu rostit prin gura profetului care zice, atenție, le voi da în casa mea și în lăuntrul zidurilor mele un nume și un loc mai de preț să fii și dice, atenție, le voi da un nume veșnic și neprețat. Iată cu ce sunt recompensați tot ce care s-au exilat, s-au retras de lume și și-au pus viața în integritatea ei slujirii lui Dumnezeu. În concluzie, iubiții mei, și la mănăstirea nașterea Maicii Domnului din Dealul Mare Hadeu se pot naște sfinți. Viața dăruindu-ne.
memorie te încărcând. Și celor din morminte, viață dăruindu-le. Hristos a înviat din morți, cu moartea pre-moarte călcând. Cu Sfinții odihnește Hristos, sufletul adormitură. Se pecetuiește mormântul cuviosului Schimonas Serafim până la a doua venire a Domnului și Dumnezeului și Mântuitorului nostru Iisus Hristos. În numele Tatălui. Amin. Curge pe noi în ispită. Cine izbăvește de cerită? Că ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Să facem fiecare câte 12 închinațiuni pentru sufletul Părintelui Serafim. Dumnezeu să avem și noi viața duhovnicească, Părintele, sănătate și bucurie. Dumnezeu să-i mulțumim.